Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă rubrică 5 minute de poezie. Astăzi, în cadrul rubricii, doresc să o prezint în fața dumneavoastră pe scriitoarea Corina Negrea din Bistrița. Ea a debutat cu volumul de poezie intitulat Zborul păsării albastre, apărut la editura Anamarul din București. O carte de poezie sinceră, plină de emoție și sentiment, de talent, onestă și onorabilă. Ne alăturăm și noi preambulului editoarei cărții Zborul păsării albastre de Corina Negrea, o carte de poezii sinceră, pură, inocentă, plină de sentimente și emoții, de doruri și de dragoste, dovedind sensibilitate și talent, har și înzestrare lirică. Un volum scris pe linia poeziei în ritm tradițional, adică cu rimă. Afirmă scriitorul Alexandru Cristian Miloș într-un articol apărut în anul 2018 pe ziarul online bistrițean Răsunetul. Corina Negrea este membra Societății Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni și până în prezent a publicat un volum de poezii. Din volumul scriitoarei Corina Negrea am ales astăzi, pentru rubrica de astăzi, două poezii intitulate Încerci să te întâlnești cu tine și Floare de mac. Prima poezie pe care o voi recita astăzi este Încerci să te întâlnești cu tine. Încerci să te întâlnești cu tine și te revezi, copil, printre coline, când bucuros că întâmpin primăvara, priveai cum la izvor se adapă căprioara. Pe malul apei te întreceai cu valul și vântul te alinta, urcând cu tine dealul. Curios priveai culori ce le aprindea în zori, un răsărit de foc ce-ți dă și acum fiori. Cu talpa frământai, mirat, un fir de iarbă. Pășeai desculț, trecând pe ulițe în grabă. Opincile băteau un ritm în colbul de pe drum. Hai, urcă-n pod, te așteaptă un costum. Costum purtat de un om drag în sărbători. Juca mândru, semeți, un joc doar de feciori. Ai învățat să-l joci și învățând toți pașii, sudoarea săruta fin gulerul cămășii. Jucatul ai și tu, cu drag și cu mândrie, păstrează-i amintirea, icoană să-ți fie, că sunt frânturi și rânduri dintr-o viață, cu zile înșirate pe firi de albă ață. Iar cea de-a doua poezie, așa cum spuneam, se intitulează Floare de mac și este scrisă de scriitoarea Corina Negrea. Eram floare de mac, petale înflăcărate pe un cer trist și opac. Eram zâmbe de ploaie, curgând necontenit, prin surele și roaie. Eram lădie în vânt, cu trupul răsturnat între nor și pământ. Eram, m-am regăsit și peste anotimpuri, prin cioburi am pășit. Sunt iar floare de mac, cu trup ascuns în glastră, sub cer răsfrânt în lac. Și ziar zâmbet de ploaie, nor sur și cer senin, valsează în odaie. Și sunt mlădie în vânt, tulpină arcuită între cădere și avânt. Două poezii frumoase, sensibile, scrise de către Corina Negrea. Mai multe poezii de acest gen veți putea găsi în volumul intitulat Zborul păsării albastre, apărut la editura Anamarul din București. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și mâine la o nouă rubrică 5 minute de poezie, o întâlnire cu un nou scriitor din Bistrița și, bineînțeles, cu două poezii pe care le voi selecta din volumele sale. Până mâine vă doresc o zi frumoasă, rămâneți sănătoși, rămâneți voioși și petreceți cât mai mult timp alături de toți cei dragi ai dumneavoastră. Pe mâine!